Fenomenul multiculturalismului este cunoscut în Europa de sute de ani. Distinguished guests, the phenomenon of globalization and multiculturalism is known in Europe for many, many years. Dar procesul dezvoltării accelerate din ultimele jumătate de secol și mai ales imigrația masivă și necontrolată a creat o situație dramatică care cere o rezolvare chipzuită. However, the accelerated process of globalization and the new issues of migration have asked for new chances and new perspectives to deal with the new issues. Republica Moldova a acumulat anumite experiențe în acest sens pe parcursul a trei ocupații, romană, otomană și rusă. The Republic of Moldova has acquired experience in this direction because of the three waves of occupation, the Roman, the Ottoman and the Russian occupation. Corect. Dar pe lângă aceasta, teritoriul țării noastre, fiind la hotarul dintre continentul asiatic și cel european, a fost o cale de trecere pentru popoarele migratoare, printre care mulți au rămas pe acest pământ. However, the territory of Moldova, being at the frontier between the Asian continent and the European continent, has functioned as a territory of transit for all these multicultural relations. Este semnificativ faptul că ocupația de către Imperiul Otoman nu a dat impunere unei religii străine populației locale, ci a favorizat continuarea tradițiilor băștinașilor, dezvoltarea culturală și spirituală. Interestingly, the Ottoman occupation did not lead to the instauration of a new religion, but it allowed the continuation of the traditional religion and the keeping of the traditions. Dar începând cu secolul XIX și mai apoi, după venirea bolșevismului la conducerea Rusiei, teritoriul țării noastre a suportat migrații organizate. However, after the Bolshevik invasion of our country, Moldova has had to go through organized migrations. Deși populația de pe acest teritoriu are multe tradiții comune, diferențele dintre etnii au fost ideologizate și prin diferite constrângeri de libertăți, exemplu de religie, limbă, astfel precum aceste politici s-au neglijat împotriva factorului spiritual, fapt care a dus la acumularea tensiunii resimțite chiar și după desființarea Uniunii Sovietice. However, even if there are similarities between the two cultures, there are also many differences and the ongoing crossover and the ongoing abuse over the differences that we have has led to very many difficulties in terms of spirituality. La etapa actuală, Republica Moldova are un șir de elemente sociale care subliniază caracterul multicultural al țării noastre. Chiar Parlamentul Republicii Moldova lucrează în două limbi. Nowadays, however, the Moldovan society and the social movements in the territory demonstrate how multiculturalism works. For example, the parliament sessions are conducted in two languages. De asemenea, în țară sunt diferite instituții care favorizează prezența minorităților pe teritoriul țării noastre. În anul declarării independenței, pe lângă Guvernul Republicii Moldova, a fost creat Departamentul de Stat pentru problemele naționale ale Republicii Moldova, organ al autorității publice centrale, responsabil de realizarea politicii naționale în domeniul relațiilor interetnice și
funcționării limbilor, care la etapa actuală se numește Biroul Relațiilor Interetnice. Nowadays, the Bureau for Interethnical Relations is the main institution in Moldova that deals with the rights of ethnical minorities and is in charge of organizing and making sure that the rights of the minorities are respected in Moldova. Republica Moldova are și mai multe instituții universitare și școli cu predare în diferite limbi, care funcționează și datorită unor parteneriate cu țările care reprezintă minoritățile respective din Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Turcia, Bulgaria. Nowadays, there are many universities and schools that function on a principle of partnership with the countries that represent the countries of origin for the different minorities in Moldova, such as Russia, Turkey, Ukraine. La fel și exemplul autonomiei Găgăuzie arată disponibilitatea conducerii țării pentru facilitarea condițiilor de dezvoltare sociale și culturale pentru minoritățile etnice. The autonomy of a Moldovan province demonstrates the functioning of the principles for respecting the rights of the minorities. 13 ani la rând, în fiecare toamnă, sunt organizate Zilele Minorităților Naționale, în cadrul cărora cele aproape 30 de etnii prezintă la un festival republican tradițiile, obiceiurile, activitatea curentă în fața locuitorilor țării. La aceste activități participă toată conducerea Moldovei. In the last 13 years, there has been a big festival organized in the name of these different minorities, which represents their traditions and which is attended by all people and officials from the government. Sigur că situația din Moldova este mult mai specifică decât în Europa. The situation in Moldova is much more specific and particular than the one in Europe. Totuși, ceea ce se întâmplă în Occident lasă o amprentă și pentru noi. However, what happens in the western part has always an impact on the Moldovan side. Europenii băștinași sunt învățați de programe multiculturale să fie extrem de toleranți cu minoritățile, dar și nu invers. The Europeans have an education in tolerance and in being tolerant with different minorities. However, the reverse situation does not happen. De exemplu, în timp ce Marea Britanie refuză populația Europei de Est, care sunt creștini, toleranți și adaptabili societății britanice, să lucreze la Londra, populația cu alte religii și confesii religioase este răspândită pe tot teritoriul țării. For example, there is a difficult situation in UK where there are restrictions regarding the labor market for people coming from the East. However, there are many people from the East who are living in the territory. Albii și autoritățile europene trebuie să-și dea seama că rasismul nu este numai alb, ci și negru sau galben. Dacă Comisia Europeană de la Bruxelles nu va redresa politica multiculturalismului și a politicii corecte, așa zise, care este numai în defavoarea albilor și spre încurajarea celor de culoare, în curând, albii ar putea fi minoritate în Uniunea Europeană. We must take care of racism, whether it is white or black or of different color, because racism is a big issue, and we also have to take into account that we might end up in a situation of a white minority in the European continent. Europa de astăzi se confruntă cu două fenomene care au apărut în urma politicilor multiculturalismului. Europe confronts itself nowadays with two phenomena which are a direct result of multiculturalism. Primul este o anumită tendință de a înlocui multiculturalismul cu o acceptare necondiționată a tuturor fenomenelor culturale, indiferent de origine și de contextul lor politic, religios, social sau spiritual. The first one is to accept to replace multiculturalism with an undifferentiated acceptance of all traditions of spiritual, ethnical, religious, social direction in Europe. Cel de-al doilea fenomen este
Cel de-al doilea fenomen care ia locul multiculturalismului este monoculturalismul, strâns legat de ideile naționaliste, care, deși intelectual stângace, sunt surprinzători de populare. On the other hand, the other phenomenon that tends to replace multiculturalism is an increase of nationalism, which, despite its limits, faces an incredible popularity. Ostilitatea față de celelalte culturi și civilizații este din ce în ce mai accentuată în sondajele efectuate prin comunitățile de imigranți din diferite țări europene. Surveys among migrants from different European countries show that there is an increased phenomenon of și nu numai în sondajele, dar și în alegerile locale din diferite țări. Hostility. Can you please repeat? Și nu numai în sondaje, dar și prin alegerile locale în diferite țări. Also the local elections in different countries, not only surveys, demonstrate this hostility. Cu mare interes se așteaptă alegerile în Parlamentul European în primăvara anului viitor. We attend very passionately the new elections in the European Parliament next spring. Sunt fenomene care duc la realități triste. Imigranții care, deși lucrători și indispensabili, nu au nici de cum intenție de a participa la cultura sau politica țării în care își au reședință. The consequences are very sad because migrants who travel abroad to other countries have no real interest in participating in the political and social culture of that country. Ceea ce creează o adevărată problemă, nu numai pentru că le sunt datorate aceleași prestații sociale ca și restul societății, educație, sănătate, dar și pentru că nimeni nu are instrumentele pentru integrarea lor în comunitate, astfel încât ei să aibă aceleași drepturi și îndătoriri ca și ceilalți cetățeni. This creates a series of complex problems for the migrants and for the immigrants because they do not have access to the same educational and social security system as the other citizens, even though this would be highly important for the entire communities, both for the migrants and for the local community. Migrația necontrolată este și ea un efect negativ al politicilor ce țin de multiculturalism. Sunt deschise uși și oportunități pentru imigranți, dar care nu sunt antrenați pentru a se integra într-o societate și a deveni cetățeni activi și responsabili care contribuie la binele comun. Uncontrolled migration leads to the negative phenomenon that new migrants do not participate responsibly to the social and political life of their countries of choice for migration. Prin urmare, dacă analizăm situația actuală a migrației și proceselor multiculturale, vedem că este nevoie de o răsturnare a ideii de drepturile omului. If we want to analyze the relationship between migrations and the societies of Europe, we realize that we need nowadays a reversal of the value scales. Realitatea ne-a demonstrat că libertatea omului nu poate fi o noțiune absolută, ci funcționează atât timp cât nu se îngrădește libertatea altuia. The freedom of the human being cannot function without limits because it only works when it respects the freedom of the other human beings. În acest context, exemplul Statelor Unite ale Americii ne arată același lucru, pentru că s-a pus pe primul loc conceptul slab definit de drepturile omului, iar etnia și limba pe alte planuri. The right of the human beings, the human rights are placed in top position, for example, in the case of US. However, the rights of the different ethnic minorities are left second. La fel vedem și în țările europene, unde același concept, definit ambiguu, prevalează în procesul decizional la capitolul politicii de multiculturalism. The same ambiguity can be seen also in the case of the European countries when it comes to decision-making policies for multiculturalism. O clarificare în acest sens este necesară pentru redresarea politicilor vizate
și pentru optimizarea sistemului migrațional, unde cantitatea și calitatea migrației vor fi redefinite și puse alături de un set pragmatic de reguli severe. We need to redefine the system of evaluating migrations because otherwise we will face very difficult problems. Deși fiecare țară vine cu propria experiență, unde britanicii, de exemplu, recunosc că au mers prea departe cu tolerarea islamului radical, iar în cazul Germaniei s-ar părea că Angela Merkel vine cu o poziționare exclusiv ideologică, căci ea menționează noțiunea de cultură națională. Concluzia generală este aceeași. The general conclusion is the same for many countries. For example, in the case of UK, which faces an increase of Muslim fundamentalism, or for example, in the case of Germany, where the chancellor emphasizes the value of a national culture. Multiculturalismul este un eșec, a declarat Nicolas Sarkozy în timpul unei emisiuni televizate, venind cu aceeași concluzie după David Cameron și Angela Merkel. Nicolas Sarkozy, David Cameron and Angela Merkel have all emphasized the failure of multiculturalism. În urma unor simple observații asupra situației multiculturalismului în țările Europei, ne întrebăm dacă există exemple reușite de societăți multiculturaliste. This is why we ask ourselves if there are visible examples of successful multicultural societies in Europe. Experiența pozitivă a Elveției arată că este posibilă coabilitatea multiculturalismului cu armonia generală a statului. În cazul de față, datorită unei simbioze a etnicului cu administrativul. The successful case of the Switzerland country shows that there is a possibility to achieve harmony both for the migrants and for the local communities as long as there is a symbiosis between the ethnical and the administrative. Îmbinarea diversității culturale germane, franceze și italiene într-un singur stat alcătuit din 26 de cantoane a fost posibilă doar cu acceptarea istoriei și valorilor comune. The successful case of Switzerland took place only because of an acceptance of common values between the Italian, the German and the French communities that formed the nation. Autonomia culturală este acceptată și încurajată de multiculturalism doar ca un factor de conservare a identității, ca o modalitate de creștere a puterii unei comunități care se află într-un raport de discriminare și de dezavantaj față de restul societății. Cultural autonomy is something that can lead to the development and to the harmonization of a multicultural society. Obținerea autonomiei culturale este un principiu invocat de minorități, drept element constitutiv al conservării identității de grup. Cultural minorities ask for the respect of cultural autonomy because this is the unique way through which the traditions of that minority can be valued and they can be respected and harmony can be achieved. Pe baza acestora se încearcă să se creeze un ritm al vieții comunitare care să funcționeze după regulile tradiției, potrivit sistemului de valori obținut din dezvoltarea istorică a comunității și din experiența întâlnirii tradiției cu celelalte tradiții și cu efortul general de modernizare a societății. Principles of cultural autonomy can lead to the modernization of the country as long as traditions are married with the traditions of the other minorities in the country. La final putem trage următoarele concluzii. We can draw in the end the several conclusions. 1. Multiculturalismul trebuie privit ca o realitate
și ca o valoare incontestabilă atât în spații culturale formate în țări cu un număr mare de imigranți stabiliți deja permanent în multe țări europene, cât și în spații culturale unde de câteva secole conviețuiesc oamenii de diferite etnii, România, Elveția, Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina și altele. The first principle is that multiculturalism is both a reality and a fundamental unquestionable value, both for European communities, but also for others where different minorities coexist. 2. Pornind de la acest obiectiv, activitatea țărilor respective, structurilor de stat și a societății civile acestui stat, trebuie să fie axată pe colaborarea soluțiilor de conviețuire pașnică, creării cadrului legislativ reciproc acceptabil, formarea unui Consiliu Național cu participarea și a reprezentanților altor culturi, în special ale imigranților. Civil society has to take care that legislation is implemented for the respect of minorities' rights. 3. Stabilirea unor reguli stricte ce țin de admiterea imigranților la studii, la muncă în baza invitației, turism. The third principle relates to strict limitations regarding the phenomenon of migration when it comes to tourism and education and work. O variantă ar fi acceptarea în primul rând a imigranților din țările cu cultură și religie apropiate de țara gazdă. One solution could be regarding the acceptance of migrants who come from countries with similar cultures like the culture of the country they want to migrate in. 4. Elaborarea unui sistem complex de integrare în societatea celor veniți. The fourth principle relates to the complete integration of the new migrants in the country. Și în sfârșit, țările înalt dezvoltate ar urma să investească în țările care produc mai mulți imigranți prin diferite proiecte pentru crearea locurilor de muncă, deschiderea de filiale ale universităților occidentale în țările respective, celor care produc acești imigranți mai mulți. Finally, the developed countries have the duty to invest in the developing countries, not only economically, but also through university exchanges. Toate acestea ar putea crea, aceste acțiuni ar putea micșora considerabil fluxul de imigranți și crea o altă atmosferă în societățile respective. These principles are able to lead to a society where the phenomenon of migration is reduced, as well as the quality of lifestyle in the European countries is increased. Thank you very much. Thank you very much.